Bună ziua, meu bun. Am să vă arăt cum să faci un gnoc foarte repede și foarte performant, fără să mai stai să cioplești sau altceva. Te duci și cumperi aceste bețe, le dai la mărime, bineînțeles că vrei tu să faci gnoc mare, iei o coală de hârtie, eu o să iau asta, o să faci din asta, că n-am altă coală, care e foarte bună, că este o coală rezistentă asta de la saci. Am făcut coala, deci din două, dar pe margine, am pus coară să aibă forță. Așa le fac eu. Am făcut 10 sute de zmeu și eu le fac în anume fel. Și la speteze le-am făcut semi-rotunde, așa fac eu de ani de zile. Dar puteți să le lăsați așa, nu e nicio problemă. Poate că dacă le, când vreți să le înalți, le dai pe jos sau poate să prindă ceva, o creangă, un fir undeva, da, dar dacă ajunge în aer, e ok, nu deranjează cu nimic. Sporile le tăiem, așa, și vă arăt acum cum se pun spetezele. Nu trebuie să fie extraordinar sau frumos sau ceva, el trebuie să fie performant. Acest meu va fi performant, orice zmeu care o fac e performant. De altfel, un zmeu ca asta poate să dobare orice zmeu, toate turcafețele aia de pe litoral sau din altă parte, care e în alte. Nu sunt zmeuri. Este un zmeu care poți să lupți cu el. Așa am învățat eu, de când eram noi mici copii și învățam zmeuri. O să vedeți cum să face în 10 minute. Speteaza 1. Luăm speteaza, luăm lipici, lipici făcut de mine. Este excepțional. La cum să face un zmeu, o să vedeți cum se face și lipiciul. Deci pun lipici, da? Pe toată speteaza, am mai pus, deci pun lipici, așa. După care pot să pun așa sau așa. Nu contează, în schimb cealaltă vine invers. Deci, și vin și pun aici, și aici. Și apăs, apăs, apăs. Observați? Mă întorc cu el și vin așa, presez. Pres. O să văd. E ok. S-a lipit. Lipit foarte bun. După care, vin cu a doua, deci, pun cu lipici, da? Pun lipici, lipiciul este foarte, foarte bun. Observați. Și nu-i nici toți. Bun. Și vin invers. Așa. În diagonal. Și apăs. Apăs. Bun. Întorc pe partea cealaltă și peste. Bun. Verific. Observați? 3. Birlicul. Așa se cheamă birlic. Îi punem lipici. Așa. Și punem pe lungime. E de forță pe lungime. Apăsăm. Bun. Așa. Observați. Punem jos. Și apăsăm, și apăsăm, să se lipească. Observați. Și punem jos. 4. Adică capul. Punem lipici. Punem lipici și venim aici și punem, apăsăm, observați, vine aici și acum așez, apăs frumos, așa, bun, mai verific, mai verific, bun, întorc, observați. Cum vine, pun jos. E
iau o hârtie pentru rezistență, așa, și una mică jos, la bildic, și până aici. O dată. Așa? Și aici. Aici. Așa? La cap. Întorc. Cum vă bate așa, o poți să luați? Așa. Perfect. Și aici, și aici. Lăsăm puțin să se usuce. Se va usta imediat, în jumătate de oră, exact. Dar, ca să vedeți cum se face într-adevăr un snow de la A la Z, uitați-vă acolo. Am să vă arăt acum lucruri mai importante despre zmeu. O să vă arăt ceva, o lăsăm pe asta să se usuce. Așa. Încă-i ud. Și luăm zmeul. Acesta e uscat. Cel mai important este garda. Garda. Poate mult fac, leagă aici, de aici, pom aici, fuge stânga, dreapta, nu știu ce să fac, n-am nici de unde. O să vă arăt cum se face o gardă simplu și foarte bună. Luăm o sfoară, luăm o sfoară, da, și o să o rup de aici. Apropo, o să vă arăt, adică am pe canalul meu și cum să rup o sfoară. Orice sfoară groasă se rupe. Când te duci acolo să înalți, nu trebuie neapărat să știi. Deci, și măsurăm. Deci, măsurăm o dată, de două ori, de trei ori. Da? Observați, de trei ori. Da? Bun. O să împărțim sfoara. Deci, observați, la 2, așa, deci, o dată, împărțită în două, și încă o dată, aici. Deci, în locul acesta, vom face un nod. Așa. Facem un nod. Atenție, mai facem încă unul. Dar tot în locul ăla. Și de ce? Ca să nu fugă stânga-dreaptă. Așa. După ce am făcut asta, luăm o parte și legăm de aici. Observați. Legăm în partea asta. O dată. Și în partea asta o dată. Doar formal. Va veni aici. La 2 cm de la mijloc aici. Luăm una din sfori. Se va duce aici. Dedesubt va intra pe aici și va ieși pe aici. Se va lega și aici. Dacă aici am 2 cm și sus, tot 2 cm trebuie să am. Ca să fie o gardă normală, bună. Adică poți să faci aici mai puțin și atunci joacă mai mult, face mai mult cercuri și se înalță deasupra. Dar trebuie să o duci și mai încolo și atunci trebuie să fii puțin mai sus aici. O să apară imediat. O să desfac aici și aici, da? O să vin aproape.
ca să vedem despre ce e vorba. Uitați. Deci, aici va trebui să vină de la mijloc până aici 2 cm și aici sus, deci aici sus, tot așa. Și legăm. Aici. Și tăiem la urmă sfoara când este bine. Până atunci poate mai trebuie să facem nodul. Poate nu e bine. Uitați, așa, mai trebuie un nod. Ia să vedem. Acum, da? Uitați. Aici, la 2 cm de aici, da? Niciodată nu se duce peste. Niciodată. De aici, de la mijloc, această sfoară nu se duce peste. Ea o să vină așa. Asta vine la ghem. Asta de aici vine la ghem. Observați? Deci, încă o dată. La doi, de aici, de la mijloc până aici, 2 cm, da? Și aici sus, la fel, 2 cm. Trebuie să fie. Dacă vine mai jos, se urcă sus, așa cum am zis, și face cercul. Dar trebuie neapărat până aici, ca să fie, să facă și cercul, să ducă stânga, dreapta, să facă toate mișcările. Aceasta e garda de sus. Garda de jos, adică unde vine coada, vine până aici. Observați, până aici unde semnul ăsta. Până aici unde semnul ăsta, așa, se mai poate face până aici când vrei să joci mai mult, să facă mai multe cercuri, dar dacă bate vântul tare, nu are stabilitate. Deci ce mai bine să vii aici, unde este semnul ăsta, aici e perfect. Și aici se pune coada. Cam atâta despre gardă, trebuie neapărat să știi și să o faci cum trebuie, ca să poți să le înalți bine. Despre cap. Capul îi dă forță la hârtie. La hârtie și faceți meu să joace. Deci fără cap nu joacă bine. Ați înțeles? Deci eu trebuie să vine să-i încerc. Așa. Când eram mici, ne-am și vâjitoare. Așa. Așa. Și făcea vu, 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 vu. Înțelegeți? Despre coadă. Nu se poate înălța un zgomot fără coadă. Îi ține echilibru, iar în funcție de vânt îi punem o anumită lungime de coadă. Luați orice cârpă și trebați. Și faceți coadă. Tăiați la 2 cm. Există și din pază sau la magazin, fitil sau ceva și la zmeurile mari, când făceam la încurcare, când făceam la încurcare, spuneau pamblică. Fiindcă noi cu zmeurile mici căutam să doborâm zmeurile mari în rândul de coadă. Sau venind aici la gardă, de altfel la zmeurile mari, numai că punea pamblică. Dar punea, am explicat dar cum să faci un zmeur cârlige și lame, ca să nu poți să-l ata să-l dobori. Dar au fost și cazuri când chiar zmeuri mari, așa cu sfoară mai mare decât degetul, așa groasă, au fost doborâte de altele. I-au zmeurat care știau cum s-au doborât. Deci la zmeul ăsta, uitați, trebuie să faceți cam 6 de 7 ori și a doua coadă de cam o dată și jumătate ca lungime. Ce vreau să vă spun că tot vorbeam de vânt, are foarte mai importanță petezele. Petezele nu trebuie să fie prea groase și trebuie să fie neapărat foarte ușoare din brad. Dar dacă sunt prea groase, ele atârnă și adică are greutate și el, dacă nu poate vântul chiar coboară. De aceea trebuie să fii foarte atent când faci un zmeu, adică speteaza și să nu fie nici groasă, dar nici subțire. Dacă e prea subțire și mai ales dacă bate vântul, când îl joci, nu ascultă la comenzi. Nu face cercul, nu vine în picam să duce sânga, fiindcă nu ascultă din cauza speteții, că e prea subțire, deodată se poate și rupe. Deci o de foarte mare importanță și spetează. Când te duci să înalți un zmeu, trebuie să știi să-l și repari. Nu e din fier. Se va sparge. Oricum. Se agață într-un copac, crengile, îl sparge un fir, un stâlp, chiar și cade și se sparge. Trebuie să știi să-l repari. Un bătrân zmeural m-a învățat pe mine cum să repar zmeul. Merge la orice zmeu. Fiindcă zmeul e din hârtie și spetențe, lemn. Deci se repară, fără nicio problemă.
uitați. S-a spart, să zicem, da? Bun. Nu e nicio problemă. Luăm scoci și acolo unde este spart, punem repede scoci ca să putem să reparăm cât mai repede, să le înălțăm. Da? Uitați. Aici. Nicio problemă. Sau o a doua metodă, este următoarea. Cu hârtie. Luăm hârtie cam de 3 cm, nu mai mult, fiindcă poate să facă burtă. Și punem, deci, un lipici, cu lipiciul meu, trebuie să fie un lipici foarte bun, și lipim hârtia acolo unde este spart. Aici. Și nu este ok. Nu e nicio problemă. E foarte bun. Dacă în cazul în care, să zicem, s-a rupt de aici zmeul spre teaza, uitați, da? S-a rupt. Nu e nicio problemă. Deci, așezăm, îl îndreptăm și o să-i punem o spetează. Nici o problemă dacă s-ar o spetează. Să rezolvăm. Luăm o spetează mică, luăm lipici, punem, venim la locul respectiv, apăsăm și e ok. Am făcut și patru găuri pe o parte, patru pe o parte, în cazul în care nu avem lipici, să legăm cu sfoară și va fi foarte bine. Dacă ești undeva și trebuie să-l faci repede, poți să-l faci să-l legi. 1, 2, 3, 4 și este ok. E legat pe teaza, este foarte bun de ridicat. În cazul în care trage într-o parte, respectiv aici, din partea asta la altă și faci două noduri la coadă, în partea stângă. Sau dacă s-a spart aici, aici, vii aici și faci 1, 2, te orientezi. Dacă e spărtura prea mare pe lateral și pui un petic mai mare, va face burtă și va trage sigur. O să pui și în partea o bucată de hârtie să se echilibreze. Dar le poți verifica și faci nodul respectiv. Am să vă arăt astăzi cum înălța zmeul de unul singur. De fapt, cel mai bine să fie trei persoane. Unul ține zmeul, așa, altul ține coada să nu se ducă într-o direcție greșită, și al treilea, trage zmeul. Am să vă învăț cum procedați de unul singur, ca să fie bine. Să vedem cum înălțăm zmeul de unul singur. Sunt multe metode. Le știu pe toate. Marea majoritate la amatori aleargă cu ele. Na. Nu se aleargă cu un zmeu rar, nu stă pe loc. O să vă arăt două metode bune. Zmeul, așa cum este, în picioare, îl puneți la aproximativ 15-20 de metri. După care îl tragi. Când bate puțin vântul mai tare. Dar a doua metodă trebuie totuși ca vântul să bată tare ca să poți să le înalți pe loc. O să vedeți. Deși am multe videoclipuri cu a înălța, astea două măcar sunt suficiente care le vedeți astăzi. Prima metodă. Când te duci să înalți un zmeu, vezi dacă bate vântul. Dacă nu bate vântul, e greu să le înalți. Pui zmeul la o distanță, așa cum am explicat, l-am pus pe iarbă, l-am înălțat singur și am și filmat singur. Și îl tragi repede. Îl tragi repede. Nu se trage zmeu așa. Bătrânul zmeu rar m-a învățat piciorul drept dacă sunt dreptat în față și piciorul stâng la o distanță de un pas în spate. Și se trage pe lateral. Nu se trage așa. Așa se trage. La început când eram, mă rog, mic și începător, a făcut să un zmeu așa de mare și mi l-a doborât că au venit, l-am înțeat la mine în curte și au venit și pe alte curs și mi l-a doborât. Dar pe urmă aveam viteză mare la tras față de ei și mereu câștigam când făceam la încurcare, așa ziceam noi. Deci aceasta ar fi prima metodă și să vedem cum
Este. O să urmăriți metoda 2. La metoda 2 trebuie neapărat, fiindcă trebuie să lânați de la mână, să bată vântul tare. Atenție! Vântul nu trebuie să, trebuie să urmărești. Nu trebuie să bată vântul prea tare, tare, fiindcă atunci nici nu poți să juci zmeul. Se va duce stânga, dreapta, stânga, dreapta. Trebuie să pui și coadă mai mare, așa cum am explicat acum, să face un zmeu. Deci trebuie să fie un vânt potrivit. Dar la să lânați așa de la mână, trebuie totul să fie un vânt destul de bun. Să vedem cum se înalță. Dacă v-a plăcut acest videoclip, vă rog dați-mi abonare și like și urmăriți în continuare totul despre zmeu. Vă mulțumesc încă o dată pentru vizionare, multă sănătate și tot ce vă doriți.